Tradiționalul concurs de ciocnit ouă, care se ține de mai mulți ani în stațiunea Bușteni, a adus față în față, după Paște, peste 20 de fotbaliști amatori sau profesioniști de pe Valea Prahovei. Profitând de vremea foarte frumoasă, sportivii au ales ca loc de desfășurare a concursului de ciocnit ouă și un teren de mini-fotbal din stațiune, unde au încins și un meci de fotbal. Hai, hai! Ești acolo, pe acolo! Stai să termine tura! Vreau să mă dau ultimul și eu! Ca de fiecare dată, a doua zi de Paști, după cum vedeți, se joacă fotbal tinerii cu bătrânii și, bineînțeles, acest duel a ouălor roșii. Pentru anul acesta avem și o surpriză. O zi foarte frumoasă, între prieteni. Cum este aici? Prieteni, da, împreună cu Nașiu, care susține sportul în orașul Bușteni din toate punctele de vedere, lucru care e de admirat și de învățat și pentru cei alt primari de alte orașe și alte comune ale țării. Lovitura de începere a partidei de fotbal disputată între cartiere a fost dată de fostul bober Ion Panțuru, fost campion olimpic în 1968. Hai! Hai, dați-i drept! Partida de fotbal amicală i-a ajutat pe sportiv să-și revină la forma de dinaintea sărbătorilor pascale. Din acest motiv, scorul final nu a mai contat, ci mișcarea în aer liber. Ziua frumoasă i-a așezat apoi pe toți la masă, unde au ciocnit din nou ouă și au închinat un pahar cu vin. Nu au lipsit nici glumele, câștigătorul marelui premiu trezindu-se fără bani. Doi de bani, tu după aia?